România, televiziunea națională, vă prezintă controversata istorie a proiectului extragerii gazelor de șist din subsolul țării. Gabriel Geamănu a mers în județele Vaslui și Constanța, singurele zone din România pentru care au fost acordate licențe de explorare a gazelor de șist. Autoritățile cred că vom plăti mai puțin pentru gaze în următorii ani, locuitorii din zonele vizate spun că vom plăti cu toții pentru distrugerea mediului și a vieții. Scandalul explorării și exploatării gazelor de șist în România de-abia este la început. Acesta mocnește de mai bine de un an, de când compania americană Chevron a primit dreptul de explorare a gazelor de șist în județele Vaslui și Constanța. De altfel, această companie este singura din România care a câștigat dreptul să poată opera în perimetrele concesionate în urma acordurilor petroliere cu statul român. Populația României a aflat târziu de aceste acorduri, iar unul dintre motivele căderii guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu a fost tocmai susținerea exploatării gazelor de șist în România prin metoda fracturării hidraulice. Acest guvern a afirmat că explorarea și exploatarea gazelor de șist pe teritoriul României reprezintă o necesitate, deoarece România trebuia să nu mai depindă de gazul rusesc, mai mult să devină exportator de gaze. Înțeleg că privatizările, concesiunile sau listarea pe bursă făcute de acest guvern sunt rele, ilegale și amenință România. Decizia guvernului privind licențele de explorare, dezvoltare, exploatare a perimetrelor concesionate pentru trei perimetre în Dobrogea nu conține formularea gaze de șist. Și de altfel, licențele sunt doar începutul unui proces. Întâi se va explora pentru identificarea resurselor și este o etapă care durează aproximativ 2 până la 4 ani. Și vă reamintesc că în acest moment nici nu cunoaștem dacă România dispune sau nu de această resursă. Suspect de repede, locuitorii României au aflat că ar sta pe unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze de șist din Europa, de circa 113 miliarde de metri cubi, adică necesarul României pentru 100 de ani. Raportul a fost făcut de administrația americană în domeniul energiei. În moțiunea de cenzură împotriva guvernului Ungureanu, principalul punct a fost acela că acest guvern a gestionat fraudulos resursele țării, una dintre resurse fiind și gazele de șist din subsolul României. Coaliția care formează actualul guvern s-a pronunțat clar în favoarea explorării și exploatării gazelor de șist. Cunoscut ca înfocat partizan al exploatării gazelor de șist, este și președintele Traian Băsescu. România trebuie să-și ia soarta energetică, soarta strategiei energetice în mâini. Are resurse, în momentul de față trebuie să explicăm că în ceea ce privește tehnologiile pentru gazele de șist, pentru exploatarea gazelor de șist, ele au evoluat foarte mult față de imaginile pe care le mai vedem de prin America de la începutul utilizării gazului de șist. Avem alternativă și trebuie să o punem în aplicare. De ce nu exploatează românii gaze de șist sau de ce nu exploatează românii aurul? Păi simplu, pentru că nu avem tehnologia respectivă și nu au mulți în lume. În al doilea rând, pentru că e vorba de bani foarte mulți, pe care România nu i-are în acest moment. Și e vorba de o perioadă de timp. Vreau să vă spun și explorările offshore făcute de Exxon și cele de gaze de șist de Chevron sau de alte companii. 5 ani, 6 ani, 7 ani, ei nu fac decât să bage bani acolo până să scoată primul metru cub de gaz. Yeah.
Războiul continuă, iar populația este împărțită în două tabere. Cei care susțin că România are nevoie de gaze de șist ca de aer, iar ceilalți care luptă împotriva exploatării acestora prin metoda fracturării hidraulice, considerată ca fiind de mare risc pentru viața oamenilor, a faunei și florei. Adepții acestei tehnologii, folosită prima oară în Statele Unite în urmă cu 60 de ani, spun că metoda fracturării hidraulice nu prezintă riscuri, iar impactul asupra mediului este minim. Ceilalți afirmă că în afara unui consum uriaș de apă, în sol va fi pompat cu o mare presiune un amestec de substanțe, unele cancerigene, altele mutagene, acestea punând în mare pericol viața oamenilor. Fracturarea hidraulică este procesul de injectare de apă, nisip și aditiv sub presiune pentru a fisura roca argiloasă și a permite gazelor naturale să curgă. Dacă rezultatele de la fracturare și testarea puțului vertical sunt pozitive, se va trece la foraj orizontal. Pentru o singură sondă, cantitatea estimată de apă utilizată pentru forare și efectuarea unei singure proceduri de fracturare este de 2400 de metri cubi. Mai multe proceduri de fracturare într-un puț orizontal folosesc o cantitate de aproximativ 16.000 de metri cubi de apă. We're talking now about the hydraulic fracturing fluid that is used in the exploitation phase. It is 99.5% water and sand. The water is used under pressure to create a fissure network or a fracture network within the shale. The industry declared all of their chemical formulas to be proprietary in private, and they did not have to. After significant public outrage, over time, they have been more required to disclose. The percentages of the additives are small. Then people will realize the harm is negligible and is manageable. And then further, I would add that Chevron will voluntarily disclose the contents of the hydraulic fracturing fluid in Europe, similar to what the industry does voluntarily in the United States. It causes air pollution, a public health crisis, truck traffic, miles and miles of pipelines, blowouts, spills, accidents. It is a whole-scale industrialization. Acele substanțe chimice reprezintă, în final, un pericol la adresa acviferelor, cât și a surselor de apă de adâncime, și aici mă refer între 50 și 200 de metri, de exemplu, întrucât la stația de tratare a apei din Bârlad nu există reactiv și nu există, în primul rând, lista substanțelor chimice potențial pericole cu care ar putea fi contaminate aceste acvifere. Nu sunt riscuri mai mari decât la exploatările clasice. Tehnologiile sunt bine gestionate la această oră. Este o evoluție fantastică în sistemul de exploatare. Sunt utilaje performante, se lucrează cu aditivi aproape clasici, o să vedeți cloră de calciu, cloră de potasiu, guma de guar, foarte multe elemente care se utilizează inclusiv în produsele alimentare. Apa va fi cu siguranță poluată, pentru că sunt și exemple în Statele Unite unde s-a întâmplat acest lucru. Este rolul esențial al statului, prin agențiile lui specializate, să pună ordine deplină în monitorizarea acestor activități de exploatare, astfel încât să fie reduse riscurile până la minimum. Din experiența americanilor, știm foarte bine ce cantități de apă s-au folosit la exploatare. Știm foarte bine ce boli au apărut în Pennsylvania, ce probleme are populația care a rămas acolo după exploatare. Și totuși, dumnealor, de atunci, de ce în 15 state din America s-a interzis exploatarea gazelor de șist, dacă este atât de benefică? Dacă se va hotărâ să se înceapă explorarea gazelor de șist,
în România, atunci orice operator care va primi această aprobare va trebui să prezinte autorității de mediu un proiect în detaliu prin care noi să ne putem spune punctul de vedere dacă considerăm că respectiva tehnologie reprezintă un pericol sau nu pentru mediu. În legea petrolului din România nu se pomenește de gazele neconvenționale, gazele de șist. Trebuie precizat că, în România, au fost obținute numai licențe de explorare și nu de exploatare. Am aprobat explorarea menționând explicit în actul de reglementare că pe perioada explorării este interzisă fracturarea hidraulică. În momentul în care directorul ANRM recunoaște public în Parlamentul României că poate într-adevăr a greșit atunci când a trecut în contractele petroliere și gazele de șist la presiunea Chevronului, se ridică semne de întrebare pe care parchetul ar trebui să le investigheze, să se autosesizeze. Poate că într-adevăr agenția a greșit în momentul în care a trecut în acele contracte cu Chevronul și această cerință de a scrie la definiția gazelor și gaze neconvenționale în paranteză de șist. Este un lucru pe care pur și simplu nici nu trebuia să-l scriem, pentru că a fost o dorință a Chevronului într-adevăr, dar ei prin lucrările pe care le au și care au fost desecretizate de dumneavoastră și puse, și după ce au fost desecretizate acordurile, nimeni n-a mai făcut legătură la bun acord decât de acel de Bârlad. Este un lucru întâmplat în 2010. În conformitate cu prevederile de atunci, probabil s-a putut face această amendare în ofertarea care s-a făcut. De fapt, în caietul de sarcini a fost prevăzut acest lucru. Păi, dacă a fost dorința expresă a Chevronului? Nu știu dacă a fost. În 2010 nu eram... Nu știu dacă a fost... Nu vă pot confirma acest lucru. Dacă a fost dorința Chevronului sau a fost... dorința agenției în acel moment. În România există legislație referitoare la gazele de șist? Repet, în România există legislație referitoare la gazele naturale, sub toate formele respective. Gazele de șist sunt gaze convenționale sau neconvenționale? Deci gazele de șist, în traducerea din limba engleză, ar fi neconvenționale. Ar fi? Și nu gazele. Gazele sunt convenționale. Discutăm tot de gaze naturale. Metoda de exploatare e considerată neconvențională. Președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale explică redevențele din acordul petrolier cu Chevron. Redevența este conform legii 238 din 2004, cuprinsă între 3,5 și 13,5% la ora actuală, da, raportată la cantitatea și debitele scoase trimestrial. Cu câteva zile înainte de proteste, în comună se simțea o mare tensiune. Sătenii aflaseră că Chevron intenționează să amplaseze prima sondă de explorare în localitatea Siliștea, situată pe raza comunei Pungești. În urmă cu câteva luni, Consiliul Local adoptase o hotărâre prin care se interziceau explorarea și exploatarea gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice. Datorită situației care au apărut la Pungești cu gaze de șist, în adunarea populară care a avut loc la Căminul Cultural, am pus piciorul în prag și am spus în felul următor. Nu suntem de acord ca aceste gaze să fie extrase pe teritoriul comunei Pungești. Încă de anul trecut, localnicii se adună zilnic în centrul comunei și se întreabă unde s-a ascuns primarul lor. Acesta este acuzat că a făcut câteva ilegalități cu terenuri puse la dispoziția companiei Chevron. La ședința care a avut loc cu gaze de șist a participat și domnul Buzatu, președintele Consiliului Județean de la Vaslui. Și am fost amenințat în ședință, domnul Tabacaru, fii atent că ai suspers calitatea de membru de partid și de consilier. De ce antrenezi populația
la asemenea situații, să nu fie de acord cu gazele de șist. Astea sunt fabulațiile celor care protestează, al căror drept îl recunosc, nu am nimic împotrivă. Sunt extrem de nemulțumit, însă de faptul că stau toată ziua și mă înjură pe mine. Deci ei nu mai protestează împotriva șefului, se adună și mă înjură pe mine. Asta este prezența într-o funcție publică. În aceste patru sate am fost cu diversi oameni și am vorbit și cu populația și toți susțineau că ați fi jurat cu mâna pe Biblie. Da. Este adevărat? E o problemă care îi privește, mi-i pot să susțină orice. Se află în mijlocul nostru reprezentați a instituțiilor cel mai înalte. În timpul campaniei electorale, președintele Consiliului Județean se pronunțase împotriva explorării și exploatării gazelor de șist în Vaslui. Astăzi spune altceva. Sunt aici și vor fi prezenți aici pentru a spune întotdeauna nu acestei companii, nu acestei activități. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă îndemn încă o dată să fiți mereu activi. Informându-vă și eu mai mult, stând de vorbă cu specialiștii în domeniu, făcând o vizită și în Polonia la o exploatare a companiei Chevron, am observat că toate lucrările acestea se desfășoară în siguranță și că existența unei asemenea rezerve în subsolul județului nostru ar trebui demonstrată. De aceea... Cine a plătit excursia în Polonia? A mea am plătit-o eu. Iar în ceea ce privește persoanele care s-au deplasat, a fost plătită de către companie, fiind o excursie de informare a celor care, activiștilor și de o parte și de alta, care au dorit să vadă la fața locului cum se desfășoară aceste lucruri. De ce am venit? Oare n-am strigat destul de tare data trecută? Oare n-au fost informați guvernanții noștri în legătură cu protestele noastre? Că am văzut că sunt foarte atenți și foarte ofuscați când e vorba de vreo afirmație măruntă, cu o conotație care îi privește. Dar nu sunt deloc atenți când 7.000 de oameni adunați la Bârlad strigă nu. În urmă cu 3 săptămâni, la Pungești, oamenii au blocat drumul. Compania Chevron a adus câteva utilaje pentru începerea explorării. Au avut loc ciocniri între săteni și forțele de ordine. În momentul în care evenimentele au luat amploare, compania americană a decis să-și retragă utilajele. Însă oamenii știu că Chevron se va reîntoarce la Pungești. Părintele Vasile Lăiu este protopop de Bârlad. A mers și la Parlamentul European de la Bruxelles ca să denunțe ceea ce ar urma să se întâmple la Vaslui. În ultimele luni au apărut în zonă persoane misterioase care cumpără terenuri. Părintele Lăiu crede că sunt speculatori imobiliari. Aici este un afiș, el este de o dimensiune redusă, am căutat, am scanat-o eu mai mult și apare, am pânzit toată zona Vaslui cu aceste anunțuri. Și în momentul în care eu personal am sunat că vreau să vând un teren și am spus că vreau să vând, am un teren în zona comunei Coroiești. A, din comuna Coroiești nu ne interesează, ne interesează de la Puiești spre Prut. Acolo nu ne interesează. Este o întrebare pe care ne-o ridicăm noi, fiindcă acolo este oarecum în afara perimetrului de explorare și exploatare a gazului de șist. Nicolae Rotaru face parte dintr-un puternic grup de inițiativă din Bârlad care luptă împotriva demarării proiectului companiei americane Chevron. S-au găsit niște numere de telefon afișate pe ușile blocurilor din zona în care locuiesc eu și la telefonul respectiv cineva a dat telefon, i-a răspuns cetățeanul care cumpără pământ arabil, l-a întrebat unde este, i-a spus unde este, asta nu mă interesează, mă interesează de la Bârlad spre Prut. De la Bârlad spre vest, deocamdată nu m-a interesat. Și mi-am permis cu toată, poate nu a fost un gest prea, cum să-l calific, dar oricum, am vrut și eu să mă documentez la fața locului, nu? Și am dat și eu acest telefon și cetățeanul respectiv mi-a răspuns foarte amabil, da, cumpără teren arabil, și a spus, domnule, am și eu un teren, dar uite cam în următoarea situație. Care, domnule? Păi este o râpă foarte mare, este 2 hectare cu salcâmi, teren și este foarte puțin, dar unde? Zic, este spre Iana, încolo, spre dreapta, de la Iana spre dreapta, spre est. Da, e foarte bun. Și zic, cât dați pe el? Păi vă dăm 40-50 de milioane.
Eu am intrat într-un joc atunci. Și a zis, domnule, știți, nu prea îmi convine, dar dacă poate mai... Domnule, vă dublăm prețul. Vă dublăm prețul. Bine, dar știți, dar să altcăvi nu fac bani, zic, poate vrem mai mult. Vă mărim, nu se pune problemă, vă mărim prețul. Dar știți, mai am o problemă. Care, domnule? N-am cadastru la el. Vă plătim noi, facem noi cadastru. Dar știți, mai am o problemă. Care, domnule? Cine plătește la notar? Tot noi. Și atunci, de analizând, ei fac totul, ăștia care cumpără. A cui e acest om care cumpără? Ca din senin, la locul filmării, apare și Vasile Voina, viceprimarul comunei Pungești. Cei de la Chevron au stat de multe ori de vorbă. Au fost de câteva ori în birou la primărie. Pentru? Pentru câteva detalii, mai mult au discutat cu primarul, nu cu mine. Deci eu... Și nu ați fost și noastră convocat la ședință? Ba da. Așa. Ba da, de ce intenționează să... cerceteze, să exploreze gaze de șist în zona noastră. Au avut acord de la mine. Dar aprobat sonda pentru o sondă de la aici să bagi acum luna asta? Luna... E aprobat, da? Da, știu că e acord de mediu. Și la oameni a spus așa ceva? Cum, dar nu a luat acordul de mediu când a fost ședință publică la Cămin? Ce acordul? Și ce a fost atunci? Dar de la mediu atunci au venit și cei de la mediu? Cei cu... Da. Cine a participat la ședință? Chevronul? Da. Chevronul, primăria, da. Primăria, mediu, apele române, DSV-ul și nu mai știu ce. Și concluziile care au fost? Concluziile nu le-au spus la nimeni acolo. Nu le-au zis acolo, le-au transmis după. Toți au spus că le-e frică de primar să vină să facă proteste. Le-e frică, le taie ajutorul, nu le dă alimente, le-e frică că îi bate pe stradă, că nu știu ce le mai face. Majoritatea femeilor au zis că le-e frică, nu vin. Și au spus că au spus experți că nu le face nimic dacă nu a fost la Cămin. Nu le afectează cu nimic. Cu nimic nu le afectează. O să trăiască foarte bine. Și lumea e frică. Lumea nu iasă în stradă că le frică. Are dreptate... Mi-a spus să nu vin cu o să am de suferit. Dar cu o să am de suferit cu o moarte. Nu știu dacă doare, le frică la oameni. Mie, sincer, nu mi-e frică. Doar mor odată nu mor de 10 ori. Deci majoritatea, eu am fost de la Moara Sima, toate vecinile mele, toate care sunt acolo, majoritatea nu merg că am ajutor. Nu merg că mi-e frică de primar și pe drum. Am ajuns la Băcești, un alt loc în care compania americană a obținut dreptul de a explora gazele de șist. Suntem la 5 km distanță de locul unde urmează să pune sonda, locul acesta. Și dacă începe proiectul acesta, ce veți face? Ne-am gândit foarte mult. Dacă am dat, nu pot dormi noaptea gândindu-mă, doar două ore când sunt obosit, două ore nu dorm, mă gândesc spre dimineața, dorm din nou două ore. Am participat la toate acțiunile care s-au făcut împotriva acestui proiect. Suntem nevoiți să plecăm din informații și din ce ni s-a prezentat de către puținul pe care am putut să-l vedem în media, cu dezastrele întâmplate în zonele în care a fost pusă în aplicare această metodă de fracturare, sigur că vom fi nevoiți să plecăm. Consiliul Județean și Chevron au organizat o excursie în Polonia ca să se vadă ce beneficii avem. Nu a fost invitat nici unul din acest sat. S-au dus oameni care au venit, au văzut, au fost foarte bine și atunci le dăm plezare. The operations will be set back a distance of 1 kilometer from a residence to reduce any noise or sound pollution. We will avoid any areas of national patrimony. Lulu Fânaru, de profesie notar, este una dintre cele mai sonore voci care se opun companiei. Chiar dacă dânsii ignoră toate consecințele care vor apărea în timp de la exploatarea gazelor de șist, noi nu putem să stăm nepăsători. Știm foarte bine că va fi contaminată apa din pânza freatică. Știm că este pericol de cutremur. Aici, în zonă, oamenii au ca sursă de existență agricultura. Vor fi scoase din circuitul agricol suprafețe imense de teren. Și atunci oamenii ăștia cu ce or să trăiască? Trebuie să plece de aici.
Cine va strămuta populația? Pe cheltuiala cui? Cine va suporta cheltuielile în cazul în care populația se va îmbolnăvi? Nimeni nu răspunde la întrebările astea. Iar contractul cu Chevronul, după cum știți, este secret. When the citizens of Romania understand the full facts regarding the benefits of natural gas from shale for Romania, they will understand that the benefits far outweigh any industrial operational risk that are evident in any oil and gas operation within Romania. No, nu ne trebuie, că ne trebuie gaz. Nu, noi avem pământul nostru muncit. Poate Dumnezeu știe cum l-am muncit și cum l-am dat să ne rămâi la copii. Nu dăm pământ, nu dăm nimica. Noi nu plecăm, nu primim gaz. Vama Veche, locul libertății, zonă liberă de orice constrângere. Este un ținut aproape sacru pentru multe generații de hipioți, rockeri și mari amatori de jazz care vin an de an aici la Vama Veche. Sunt oameni instruiți, educați, cu personalitate. Dacă vrei ca un vamă să intre în depresie, spune-i că nu mai are voie în vamă sau că vama ar putea fi afectată în vreun fel. Agenția de Resurse Minerale a acordat licențe de explorare a gazelor de șist și în Dobrogea, în perimetrele Vama Veche, Limanul 2 Mai, Adam Clisi. Turismul este pe primul loc în Vama Veche. E normal să fim contra. Noi nu am fi contra gazelor de șist. Noi suntem împotriva metodei prin care se exploatează gazele de șist. Înțelegeți? Metoda este nu distrugătoare. E criminală. Deci e criminală. Am un copil pe care până acum îl vedeți, e mare, e frumos, e... L-am spălat cu apă din bazinul acvifer care este în Dobrogea. Da? Cel mai mare bazin acvifer din Europa se află aici, din câte știu. M-am informat, am căutat pe net. Am muncit, ne-am făcut o căsuță. Mai închiriem la turiști. Facem un bănuț. Muncim. Plătim taxe. Plătim impozite. Nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord. Am văzut, nu unul, nu două, nu zece, mai multe documentare. Documentare despre gazele de șist. Fracturarea hidraulică. Grav. Politicienii noștri ne-au vândut. Ar trebui să vină să ne întrebe și pe noi. Dom'le, sunteți de acord? Independență energetică, bla bla bla. Vorbe. Să vină să trăiască cu noi aici iarna. Iarna nu-i turism aici. Vedeți? E o apă bună, o apă potabilă, pe care o bem de când suntem copii. Sper să o bem și mai târziu. Am investit o groază de bani și dacă turiștii toți aud că se forează și se poluează apa și absolut tot, o să rămânem fără turiști, fără nimic. Și singura afacere care o avem și noi, asta este. Anul trecut, Consiliul Local din Limanul 2 Mai, de care aparține și Vama Veche, a adoptat hotărârea de a interzice explorarea și exploatarea gazelor de șist, mai târziu invalidată de Prefectura Constanța. Oamenii au început protestele și lor li s-au alăturat și activiști de mediu din Bulgaria, țară în care sunt interzise explorarea și exploatarea gazelor de șist. Perimetrul Vama Veche, Adam Clisi, Costinești, acestea sunt nume de botez. Pentru că un perimetru se întinde pe aproximativ 1000 de kilometri. Nu afectează zona de litoral și nu afectează localitățile. Ion Cornățeanu s-a înțeles cu cei de la companie și le-a concesionat un teren de 2 hectare, stârnind mânia sătenilor. Rezind de companie? Poate că da, depinde de preț. Dar la ce preț ați estimat dumneavoastră? Nu știu. Cu cât ați cumpărat hectarul? E o problemă confidențială care nu. Corect, dar v-ați gândit la o sumă anume? Mă gândesc
că dacă aș putea să vând foarte bine, ar fi foarte bine. Dar, deocamdată nu se pune problema și mai mult trebuie văzut dacă va începe vreodată exploatarea. Costel Moraru, primarul comunei Vasluiene, Puiești, a inițiat o hotărâre de Consiliul Local prin care se interzic explorarea și exploatarea gazelor de șist pe raza comunei. N-am primit răspunsul și nici avizul de legalitate din partea prefecturii la acea hotărâre, nici în momentul de față. În 2013 am luat din nou o altă hotărâre de același gen pentru a fi împotriva explorării și exploatării gazelor de șist. Nici la această hotărâre nu am primit avizul. Ba din contra, am primit o adresă din partea prefecturii prin care ne punea la dispoziție să revocăm acea hotărâre sau să înaintăm către instituția prefectului documente ce au stat la baza lor acelei hotărâri. Ați primit vreun ordin pe linie de partid? Nu. Geologul Gabriel Milan Sava face parte din grupul de inițiativă de la Bârlad. Membrii grupului merg din sat în sat și le explică localnicilor că exploatarea presupune riscuri mari pentru mediu. Care este scopul, în final, acestor oameni care, nonșalant, cu cinism, aș putea spune, spun că nu este niciun pericol? Acest lucru se poate vedea și în raportul de mediu întocmit de o firmă, firma se numește SC Halcrău, SRL, și în care se menționează foarte clar că aceste riscuri nu există. Chiar în faza de explorare, aceste riscuri pot să apară. Așa cum vedeți, această sondă de explorare este pusă la 100-200 de metri de râul Tutova. Râul Tutova care, de fapt, asigură prin acumularea cuibul vulturilor de la intrarea în orașul Puiești, circa 60% din consumul de apă potabilă a orașului Bârlad. Este o sursă de apă de suprafață care este foarte ușor, poate fi foarte ușor contaminată de orice accident care ar putea avea loc la o sondă. Și în comuna Găgești, compania americană Chevron a obținut licență de explorare a gazelor de șist. Însă, aici a fost descoperit un sit arheologic și lucrările de explorare au fost amânate. Toamna anului trecut s-a descoperit două schelete în această zonă, umane. Pe baza aceasta, în vara acestui an, s-a deschis un șantier arheologic pentru a constata dacă este sau nu sit arheologic în zonă. Și s-a oprit proiectul Chevron aici, în zonă? N-au primit avizul de la patrimoniu. Deci urmează premergător autorizații, obținerea autorizației. Vreau să luptăm, să arătăm că în mandatul nostru ne-am făcut datoria. Nu vreau ca peste ani să vină alții să-mi ia crucea de la mormânt și să mi-o arunce, pentru că din cauza noastră au o viață într-un mediu nociv. Ovidiu Tiron a fost mulți ani director la Regia de Apă din Bârlad. El susține că va fi necesară o cantitate uriașă de apă dacă proiectul va demara. Această cantitate imensă de apă care va fi folosită în cazul exploatării gazelor de șist va fi amestecată cu o mulțime de substanțe chimice, dintre care unele sunt toxice, altele cancerigene. Lista este undeva la câteva sute de substanțe. Acestea amestecate cu nisip vor fi introduse cu o presiune foarte mare în pământ. 50% cam vor rămâne în pământ pentru că nu vor putea fi recuperate, iar din ceea ce se recuperează în final, apa uzată va fi tot în pământ depozitată, va fi reinjectată. Așa se prevede în contractul desecretizat parțial pentru zona Dobrogea. Deci, în final, zona aceasta va rămâne ca o bombă cu ceas. Deci, apele uzate vor fi depozitate în subsol și va fi doar o chestiune de timp până când, datorită presiunii și fracturilor din pământ, aceste ape vor migra către suprafață și vor polua pânza de apă subterană, acviferele de mare adâncime. Dacă de 40 de ani, de 50 de ani în America se exploatează aceste gaze de șist și nimeni n-a fost împotriva lor și ei continuă, nu cred că e așa un mare pericol pentru noi. Cum?
Comuna Independența, județul Constanța. Și în această zonă, o firmă din București, SC Prospecțiuni SA, își va începe activitatea pentru Chevron. Primarul comunei face declarații surprinzătoare. Mi s-au promis beneficii pentru primărie de către compania Chevron? Nu, am cerut noi. Am cerut noi să fim ajutați la momentul dacă vom avea exploatații, să fim ajutați în ceea ce privește infrastructura și alte aspecte. Pentru că am înțeles că este o firmă cu potențial economic foarte mare. Și ce aș cere dumneavoastră, de exemplu, pentru Independența? Vrem să terminăm străzile din localitatea Independența, care se întind pe o suprafață de circa 100 de kilometri. Ca sumă? Ca sumă foarte mult. În jur de 4-5 milioane de euro. Dumneavoastră ați fost primarii informați, dar la rândul dumneavoastră ați informat opinia publică? Păi n-avem la ce să-i spun opiniei publice, că ce? Ce v-a spus firma Chevron, compania Chevron? E cazul deocamdată, din moment ce suntem la nivelul de prospecțiune. Vi s-a spus de vreun eventual risc seismic? Da, dar a zis că se poate întâmpla foarte rar. Și numai în anumite condiții, în condițiile în care se găsesc goluri foarte mari. Am ajuns la Adam Clisi, Trofeum Traiani, unul dintre cele mai importante monumente din istoria României. Monumentul a fost ridicat între anii 106-109 după Hristos pentru a celebra victoria romanilor asupra dacilor în bătălia de la Tape. Cetatea Adam Clisi reprezintă un reper esențial în istoria românilor. Nimeni nu ne poate spune clar dacă acest atât de important obiectiv turistic ar putea fi afectat de lucrările de explorare a gazelor de șist. Cert este că cetatea se află în perimetrul X-19, inclus de Agenția Națională a Resurselor Minerale, în acordul petrolier cu compania americană Chevron. În hotărârea Consiliului Local, consilierii nu au fost de acord nici cu prospecțiunile, nici cu exploatarea gazelor de șist. Știau despre ce e vorba acest consilieri? Cred că nu se știa prea bine, că nu știe cam nimeni ce se întâmplă cu asta. Deci nu se știa exact, pentru că era o chestie foarte nouă pentru și chiar și pentru mine. In Dobrogea and in Constanța, Chevron has provided information to citizens in the local communities through town halls, which are convened by mayors in a public forum with approximately 70 to 100 people in the room. A presentation is made. Ați avut contacte cu firma Chevron? Nu. Paul Iurea este activist de mediu. A înființat organizația Vama Verde, care luptă împotriva distrugerii habitatelor naturale din România. Avem toată Dobrogea dată, și nu numai toată Dobrogea, toată țara, cam 90% este concesionată pentru niște interese străine din petrol, gaze sau alte resurse minerale pe care noi le avem în subsol. Să ținem bogățiile astea pentru noi, să trecem la energii verzi, să folosim vântul care îl auziți, să folosim energia solară, energia verde, cât de mult putem noi și să nu ne întoarcem în urmă și să renunțăm la hidrocarburi, pentru că până în 2015 România, fiind semnatar al unui protocol internațional, trebuie să renunțe la, în 2025 trebuie să renunțe la energia pe bază de hidrocarburi. Avem nevoie de exploatarea resurselor umane, tehnologice, nu numai resurselor naturale, avem resurse arheologice, istorice și arhitecturale. Aceste lucruri prevăd, din punct de vedere al strategiei 2014-2020 ale Uniunii Europene, o dezvoltare a turismului, a porturilor dunărene, a porturilor maritime și o investiție în ceea ce privește educația și noile tehnologii promovate la nivel mondial. Am ajuns în Bucovina, unul dintre cele mai frumoase ținuturi din România. În această regiune istorică, supranumită și Țara Fagilor, oamenii vin să cunoască bucuria spiritualității, farmecul unui loc binecuvântat de Dumnezeu. În această oază a sfielii și pioșeniei, firma SC Prospecțiune SA a început să testeze solul pentru a identifica posibile resurse naturale. Călugării de la mănăstire au protestat vehement. Aceștia se întreabă uluiți și indignați
cum de a fost posibil ca autoritățile să elibereze autorizații pentru prospecțiuni tocmai în acest loc în care oamenii vin să-și găsească liniștea sufletească. Ceea ce vedem în fața noastră pe această masă este harta de prospecțiuni seismice a unei firme SC Prospecțiune SA din București, care lucrează pentru Secerom Gaz și Aurelian Petroleum, un consorțiu care caută rezerve de gaze naturale și gaze de șist în Bucovina. Această firmă de prospecțiuni este însărcinată ca în perimetrul comunei și al mănăstirii Putna a fost însărcinată să facă găuri în pământ de până la 10 metri în care să pună până la 3,5 kg de explozibil detonat, astfel încât ar fi rezultat peste 15.000 de explozii în această zonă în care este mănăstirea noastră, sunt izvoarele noastre de ape, sunt alte monumente istorice și naturale ale zonei puse astfel în pericol. În urmă cu 5 luni, firma de prospecțiuni a început testele seismice pentru Raffles Energy, Aurelian Petroleum și Romgaz pe un perimetru de 304 km2. Nu se poate pune problema niciun fel că, vai de mine, aceste prospecțiuni ar afecta cumva apa, izvoarele, puțurile de alimentare cu apă. De ce s-a spus totuși că sunt gaze de șist aici? Pentru că ideea și prospecțiunile au venit aici într-o perioadă în care pe toate posturile era un mare scandal cu gazele de șist din zona Vaslui, Bârlad, Galați, Constanța și așa mai departe. Și atunci au spus, băi, dacă ea caută acolo gaze de șist, obligatoriu și în Suceava gaze de șist. Nu este adevărat. Aici nu există gaze de șist. Au mai fost făcute prospecțiuni geochimice și magnetotelurice, care produc aceste șocuri asupra solului și care sunt mult mai puțin destructive. Dar fiindcă dumnealor doresc o acuitate, o acuratețe a măsurătorilor de aproape 100% și vor să scaneze fiecare metru cubic de sol, au trecut la aceste prospecțiuni seismice care, iată ce probleme serioase pun. Este total schimbată tehnologia. Deci aici nu pompezi nimic în sol, deci au presiune să iasă de la sine. Au, nu au, nu au. Există în documentația Agenției de Mediu Suceava vreo referire la fracturare hidraulică? Niet. Nu. Agenția de Mediu Suceava susține că nu are informații despre existența gazelor de șist la Putna, loc în care a fost înmormântat domnitorul Ștefan cel Mare. Rămâne întrebarea de ce s-a antepronunțat autoritatea de mediu atâta vreme cât prospecțiunile de-abia au început. Pe vremuri, în anii 70-80, Costineștiul reprezenta raiul studenților, al tinerilor. Obeliscul și epapa sunt simboluri ale acestui loc ce îi uimea odinioară și pe turiștii străini. Este sfârșitul lui septembrie și se simte melancolia toamnei. În 2012, locuitorii au aflat că în această zonă vor începe prospecțiuni pentru identificarea gazelor de șist care ar putea fi explorate și exploatate nu departe de țărm. La ce distanță de acest obelisc există perimetrul acela pe care ar putea fi amplasată sonda? Păi hai să luăm declarația oficială a celui mai avizat personaj din România, ministrul mediului, doamna Rovana Plumb. Și a spus așa, nu va fi exploatare mai aproape de un kilometru. Păi dacă batem cu pasul un kilometru de la malul mării, ca așa a spus, de la malul mării un kilometru, batem cu pasul, este la intrarea în Costinești, la ultimele case din... De acolo unde e tăblița de intrare în Costinești. Știți ce înseamnă un kilometru? Nimic. Îl străbatem în 5 minute. Păi turiștii noștri merg câte 20 de minute, 30 de minute, câte o oră, pentru că se plimbă. Nu o să vadă sondele sau nu o să treacă peste, pe lângă bazinele de colectare a apelor acelea poluate, uzate, care buvnesc la fiecare puț.
Mihai Bărbulicianu, face parte din Consiliul Local al Comunei Costinești. Ar trebui să ne adunăm cu toți cei 2700 de proprietari de aici, să arătăm că valoarea imobiliară de când s-a anunțat cu Chevronul a scăzut cu 50% mai mult decât restul țării. Deci de aici nu se mai vinde nimic, nu se mai cumpără nimic. Toate aceste investiții se derulează pe teritoriul României. Toate aceste capitaluri se vor derula pe teritoriul României. Aici vor fi angrenate, va fi angrenată forță de muncă din România. Se vor dezvolta activități pe orizontală. Vor fi taxe, impozite, redevențe care se vor plăti și care vor ajunge la bugetul de stat. I'm terribly disappointed in my country's behavior to aid and abet the industry to pressure countries to allow American corporations to come in and exploit their resources. And they're doing it the same way in the United States against their own citizens, but also promoting this in other foreign countries. The United States can offer Romania a lot, you know, weapons, money, wheat, you know, at a discount, favored nation status, but they certainly, you know, my sense is as a matter of foreign policy, I think this is going to not benefit the United States in the long run. Se dorește demararea unui proiect extrem, extrem de nociv pentru mediu și pentru oameni. În acest caz, pun o întrebare guvernului. Care este textul de lege prin care vor fi trași la răspundere cei care dau acorduri de mediu și cei care încheie contracte păguboase și periculoase pentru oameni și mediu? În chestiunea gazelor de șist, adevărata problemă a autorităților este puterea de convingere. La fel este peste tot în lume.